Dintotdeauna mi-a plăcut să scormonesc cu ochii. Începând de la pagina următoare a unui roman polițist adolescentin, unde ești tu, Sherlock Holmes, cu doctorul tău, cu tot? Continuând cu locurile interesante pe care le-am vizitat sau le-am scanat în viteza mașinii, ori prin hubloul avionului și terminând cu oamenii pe care domnul mi-a scos în cale. Toate acestea s-au transformat în hrană pentru ochi și suflet. De aceea, acum, la vremea potrivită, aș zice, pun pe foaie tot ce a trecut cumva prin ochii mei. Dintotdeauna mi-a plăcut să interacționez vizual cu oamenii de lângă mine. Culmea, niciodată nu am fost atent la detaliile exterioare. Soția mea, care vă garantez, completează întotdeauna cu privirea ei ceea ce eu nu văd, soția mea spunea, mă râde și acum de mine când ne amintim de un coleg de-al meu de clasă. Când eram prieteni la o întâlnire, evident, în parc, cu tot chiulul aferent, mi-a zis, a trecut mai devreme și colegul tău, care e prieten cu Max. Nu știu cum îl cheamă. Care? Am întrebat. Ăla, mă, cu ochii albaștri. Aoleu, să fiu al naibii, stăm în aceeași clasă de 5 ani și habar n-aveam că am un coleg cu ochii albaștri, așa că momentele mele particulare au fost atunci când n-am putut să interacționez vizual cu cineva. Am o listă întreagă, nescrisă, ca un folder pe desktop, denumit orbii mei. Acolo tot depozitez câte unul, orbii pe care domnul mi-a scos sau încă mi-i mai scoate în cale și de la care am învățat enorm. Lor le dedic aceste rânduri. Să revin. Prin clasa a patra, spuneam, un văr primar de-al tatălui meu, neamitică, șofer pe un camion de CAP, a rămas fără vedere, la nici 40 de ani, din pricina unei mâini de var nestins, sărite în ochi. Atunci am trăit cumva parte din tragedia familiei. Atunci am auzit prima dată de cristalin, de cornee, de doctorul Pop, de medicamente aduse din străinătate, cu mare greutate, de o soție distrusă sufletește și de 3 copii care s-au zbătut an la rând ca tatăl lor să mai vadă un licăr de lumină și de câte și mai câte. Apoi a venit preoția și cele ce au urmat. O altă lume, alte relații, alte trăiri. Florina mea din țigănie a fost prima. E bine, sănătoasă și azi. Năzărește ea ceva, dar extrem de puțin. La ea am văzut prima dată un ceas special, un ceas de mână, al cărui ecran protector se ridica, iar ea palpa cele două limbi inegale și spunea cu o naturalețe dezarmantă, părinte, 13 și 15. Știi tu, sigur? Da, părinte, ia uitați. Și pipăia cu degetele ei iarăși ceasul de la mână. Ca un copil. Curios de grădiniță, mă uitam la ea cum citește de pe cărțile în braille sau cum scrie cu ajutorul unei tăblițe metalice pline de găurele prin care împunge o bucată de carton cu andrea specială. Ah, nici nu știți cam câtă răbdare își cultiva dascălul meu pe la poartă cu o căldărușă într-o mână și cu o sacoșă plină cu cârnați într-alta. Hai, părinte, hai! Următoarele mele personaje le iau în tandem. Maria, care nu mai este printre noi, și Tudora, sora ei, două femei rămase fără vedere după 40 de ani, cred, poate greșesc, două femei încercate de aceeași suferință, transmisă probabil genetic, ambele cu ochii lor absolut superbi, mă priveau, luându-se evident după vocea mea, drept în ochi, încât adeseori uitam că ele de fapt nu văd. Și astușa Tudora mă primește în casa ei, casă îngrijită, în așa fel încât greu poți înțelege că acolo locuiește o persoană cu dizabilități, cu lumânarea și cu chibritul pregătite. Și o urmăresc, cum își ciulește urechile, atentă la orice foșneț sau orice sunet pe care îl fac. Ne așezăm pe marginea patului, ca doi prieteni, și stăm de vorbă. Iar ea mă privește drept în ochi. Uneori atent la ea, aproape că pierd șirul. Părinte, ți-am pus două ouă proaspete pe gâtul sobii. Mulțumesc, mamă Tudoro. Dau să ies. Părinte, păi ce făcuși? Uitași Oli? Cum și-o fi dat ea seama? Așa e tușă, le iau acum. Din lista mea să mai numesc pe Marioara? Cum care? Marioara lui Vanciu de la Vatra, sora lui Damian. Marioara este bătrână acum, s-a născut fără vedere. Mama ei a avut toată viața o grijă specială pentru ea. Mama a îmbătrânit și s-a stins. Și Marioara a rămas singură, cu Damian și cu soția lui. O găsesc singură în camera ei, cu vreo mâță care o zbughește afară când mă vede. Ea știe totul de la radio. Toate știrile de la antena satelor și de la radio actualități. Ea le aude și le bagă în cap. Părinte, ăștia nu știu unde ori mai duce țara asta, că prea... Așa o fi tușă, Mărioară. Că eu de mic ascult la radio tot și știu tot. Eu mă scol de dimineață, de când se spune tatăl nostru. Înainte îl spunea la 5, acum l-a mutat la 6.
Și încă ceva, pentru că mama ei, Tușa Alexandra, îi spunea mărioară, așa i-am spus și eu mereu. N-am putut să-i spun Tușă, Dadă sau Mamă. Abia când bătrâna s-a stins, am schimbat apelativul. Nu știu de ce, poate pentru că mama ei a văzut-o toată viața ca pe un copil și mi-a indus și mie acest lucru. Penultimul pe lista mea este Dragoș. El nu este de la noi, sau nu era de la noi, acum este, stă la București. A cerut bunicilor o casă la țară, oriunde. Au nimerit la Troianu. Vine cu bunica în fiecare vară și stă mare parte din vacanță. Din când în când mai vine pe la biserică și are o inteligență sclipitoare. Părinte, aș vrea să vă spun ceva. Da, Dragoș. Părinte, dumneavoastră aveți o culoare preferată? Mi se pune un nod în gât. Da, Dragoș, răspund cu jumătate de voce. Cred că e albastru deschis. Știți, părinte? Și eu am o culoare preferată. Da? Iar mi se pune nodul. Care, Dragoș? Părinte, mie îmi place culoarea galbenă. Ia, spui de ce? Știți, e așa luminoasă. E, și îmi vine să plâng. Așa este, Dragoș. Galbenul este luminos. Plec grăbit, nu știu de ce. Pentru că m-a luat gura pe dinainte despre ce urmează să scriu, am mai aflat de la un almăjan din mulții perețeni de Gheorghiță Nevăzătorul, care joacă șah având tabla de joc memorată permanent. Nu sună de necrezut? Și de la soacra mea, de bunicul ei, venit orb din război și care își măsura copiii noaptea cu palma ca să vadă dacă au mai crescut. Seara, la gura sobii, ne spunea tata cum îi întreba, mângâindu-i pe creștet cu mâna lui aspră. Mă, băieții taichii, sunteți mă frumoși și voi? Cam gata. Mai am în lista mea un singur personaj, Penea Florea Mutilatu. Lecția pe care am primit-o de la el mi-a rămas în suflet toată viața. Am povestit-o de nenumărate ori și tot de atâtea ori am uimit auditoriul. A venit și rândul vostru acum. Chiar dacă unii o știți, am să încerc să o povestesc cum n-am mai făcut-o niciodată. Dar pentru asta trebuie să aveți răbdare până data viitoare. Marius Constantin Dincă.